Bună seara din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Luna iulie va fi o lună specială pentru Institutul Teologic Baptist din București, pentru că la Buteni, în 11 iulie, serbarea de absolvire a promoției 2021 va fi încununată și de sărbătoarea de 100 de ani de la înființarea Institutului Teologic Baptist, care a avut loc chiar la Buteni, în anul 1921. În această seară dorim să continuăm, să discutăm despre această instituție de învățământ superior cu o vechime considerabilă, o vechime care și-ar dori o multe instituții de învățământ din România și mi se pare semnificativ pentru noi ca și baptiști să nu trecem cu vederea foarte ușor acest eveniment. În pregătirea acestui eveniment a fost publicată și cartea aceasta, Seminarul Baptist, avându-i ca autor pe pastorul Vasile Bel, care este prezent cu noi în studio în seara aceasta, și pe pastorul Daniel Stoica. Vă spun bine ați venit! Mulțumim! Este a doua emisiune pe care o facem. A făcut o emisiune mai generală, așa, despre ce însemna Seminarul Baptist, dar vă propun în această perioadă în care ne mișcăm spre celebrarea din Buteni, să mai avem câteva emisiuni împreună pentru a focaliza atenția noastră pe anumite aspecte din această istorie. Seara aceasta doresc să vă propun să discutăm despre educația teologică și sacrificiul care s-a făcut pentru ca astfel de educație să fie posibilă. Și aș vrea să vă întreb mai întâi de toate, este corect să afirmăm că educația teologică nu a fost posibilă fără sacrificiu? Sigur, un sacrificiu sau fără sacrificiu se poate. Orice lucru trebuie un sacrificiu, mai mare sau mai mic, depinde. Chiar în familie, dacă cineva își face ceva, trebuie să renunțe la unele lucruri, să pună în altă parte. Și aici, sigur că sacrificiul a fost destul de mare, ținând cont și de contextul românesc, sau să zicem specific românesc. Pentru că ortodoxia cam s-a speriat când a auzit că vrea să înființeze aici un seminar teologic baptist în România. Și deci trebuie sacrificiu, Daniel. Ce părere ai tu cu legat de sacrificiu și educație? Fără sacrificiu, cu siguranță, nu putem vorbi de succes, nici de a putea face ceva, mai ales în vremurile, cum zicea și fratele Vasile Bel, vremuri grele, vremuri în care vorbim între perioada primului război mondial, a doilea război mondial, o perioadă destul de grea. Sacrificiul s-a făcut pe toate planurile, vorbind de oameni care ar trebui să rupă din timpul lor să-i pregătească pe alții, alții să rupă din timpul lor pentru a se pregăti. Sacrificiul a fost din toate părțile, vorbind uman, material și fără sacrificiu, așa cum am spus, nu poți realiza nimic. V-am întrebat lucrul acesta pentru că există o tendință astăzi să se creadă că educația, pregătirea, nu doar cea teologică, se face foarte repede, fără prea mult sacrificiu. Te-ai dus, ai studiat puțin acolo, ai trecut prin carte, ai luat diploma și totul este foarte drăguț, ușor și că e o cale foarte ușoară a înființa o școală, a funcționa ca și școală, a absolvi o școală. În realitate vom vedea în seara aceasta că în spatele oricărei lucrări de genul acesta a fost un sacrificiu. Și ar vrea să începem cu sacrificiile inițiale care au fost făcute. Ce a fost nevoie să fie sacrificat, să zic? Care a fost prețul care a trebuit să fie plătit ca o astfel de școală, cum este Seminarul Baptist, să poată fi înființat? Păi vorbim în cazul instituției de față, vorbim de Seminarul Baptist. În primul rând a trebuit să existe o biserică disponibilă care să-și deschidă porțile să intre studenții. Având în vedere că vorbim de 1921, un an în care nu dețineam o clădire
baptist, o clădire, un sediu principal undeva care să fie un loc în care să se poată strânge și să se pregătească, a trebuit ca primii cei care să fie gata de sacrificiu a fost să fie o localitate care să deschidă porțile și să spună haideți la noi. Cu bucurie pot să spun acest lucru, cei din Buteni au fost o biserică primitoare. Da, vorbim în vremea aceea de o biserică mare, cu o perioadă în care biserica avea și potențial de punct de vedere material și uman. Era una dintre cele mai mari biserici, vorbind în acea perioadă. Cu toate acestea a fost gata de un sacrificiu, de a spune, haideți la noi, haideți că închiriem, și a fost închiriată pentru 6 luni de zile, o casă în care să stea profesorii, elevii erau fost împărțiți în familii, mâncare, hrană. Vorbim de anumite lucruri care astăzi ai spune ce e atât de greu să dai o masă, ce este atât de greu să găzduiești pe cineva. Vorbim totuși de o perioadă mai grea, o perioadă în care oamenii n-aveau salarii, oamenii n-aveau o stare financiară din punct de vedere a banilor mulți. Toate acestea, vorbim de Buteni, o localitate care a spus suntem gata să vă primim. Și vedem acest lucru în anul 1946, îi reprimește dintr-o altă perioadă în care seminarul a fost într-o perioadă de criză. Din nou, cei din Buteni au spus suntem gata de sacrificiu. Erau în Buteni atunci credincioși cu o stare materială bună? Da, au fost și credincioși și cu stare bună și cu funcție în localitate. Vorbim chiar într-o perioadă, a fost chiar și primarul localității de credință baptistă. Au fost oameni care, să zicem, nu numai agricultori și țărani, au fost oameni cu pregătire, oameni care au avut chiar bancă. Vorbim de, totuși, cu potențial, dar nu toți, cu siguranță, din localitate au fost cu potențial. Dar interesant este, priveam la persoanele care au primit studenți în casele lor, nu au fost neapărat bogați și au fost oameni primitori. Vorbeam de sacrificiu. Presupun că această clădire care aveți astăzi, Daniel Stoica, este pastor chiar la Buteni, și clădirea care o veți astăzi n-a fost atunci, era o altfel de clădire. Da, este foarte adevărat. În 1926 abia se inaugurează clădirea aceasta care este, să zic, emblematică pentru cultul creștin baptist, o clădire frumoasă, impunătoare. În anul 1921, vorbind de o clădire mult mai mică, aflată în altă locație, astăzi nu mai existând acea clădire, dar vorbind de o clădire mult mai micuță. O clădire care a fost chiar înghesuită ca să încapă toți și să-și desfășoare activitatea. Dintre cei care au, spuneai că au cazat pe profesori și studenți, mai sunt astăzi în viață? Din păcate, vorbim de prima perioadă din 1921, nu. De cei care au găzduit în anul 1946 mai sunt în viață. Uh-huh. Poate copiii celor care i-au găzduit sau nepoții, în mod direct să fie cei care au primit pe studenți. Astăzi mai avem familii, dar doar de cei care au primit din 1946, nu din cei din 1921. Foarte interesant că seminarul baptist a început cu ideea să construim o clădire, și a început mai întâi cu oamenii, pentru că astăzi este o modă, avem nevoie de resurse și resursele ar trebui să le punem înaintea viziunii și strategiei. Și dacă nu avem resurse, nu mai facem nimic. Ei au început fără să aibă aceste resurse, cu sprijinul celor care erau în biserică. Nu știu dacă mai vreți să adăugați ceva aici la punctul acesta. A fost un mare sacrificiu din cauza că Uniunea Baptistă nu era înființată ca instituție. Deci a venit unirea din 1918 și ce a fost construit în Ardeal, adică era o uniune recunoscută a românilor. Dacă zicem că românii baptiști din Transilvania ar fi construit un seminar, îl puteau construi foarte ușor, pentru că legile din Ungaria erau în favoarea baptiștilor. Chiar Biserica Ortodoxă ne acuza că vrem să maghiarizăm populația română din Transilvania. Nu era adevărat, mă rog. Și era mult mai ușor când s-a făcut unirea și baptiștii au participat la Marea Unire. S-au bucurat că au participat la Marea Unire și au avut grup distinct acolo la Marea Unire de la Alba Iulia.
Deci am dorit unirea, dar nu ni s-a dat ceea ce ni s-a propus. Adică s-a propus acolo în general libertatea religioasă. Dar era, nu știu, o șmecherie. Noi ni se dădea teoretic libertate religioasă. N-aveai statut, n-aveai cutare, n-aveai cutare. Nu puteai fi recunoscut din cauza că n-aveai cutare. Nu te puteai organiza, nu te lăsa. Era un cerc vicios în care tot te învârtea și tot autorităților. Deci versa lucrurile până în 28, când în sfârșit s-a votat în Parlament. Și de asta, frații, iară ca un sacrificiu destul de mare. După unire, lucrurile nu s-au schimbat dintr-o dată. Lei nu funcționau în Transilvania, erau încă coroane. Banii erau din ce în ce mai puțini. Frații din București trebuia să meargă în Transilvania, să meargă la Arad, la Buteni. Era și aici o problemă cu călătoria, cu trenul. Erau riscuri, încă mai erau rebeli, mai erau... Deci a fost o luptă pe mai multe fronturi. Odată cu Uniunea, organizarea bisericilor, comunităților și apoi... Deci cu alte cuvinte, ce spuneți dumneavoastră este că Uniunea a decis înființarea seminarului, dar nu a putut să asigure și resursele necesare pentru funcționarea școlii, dacă am înțeles bine. Și aceste resurse au fost asigurate de o biserică locală. Pentru început. Dar planul era, pentru că în 1920 a venit profesorul Mullins din Statele Unite, a văzut situația și a văzut foarte necesară înființarea unei școli. Și el, când scrie în Statele Unite, face un raport ca cei din Statele Unite să ajute. Spunea acolo în raport la cea învățații. Uite cât sunt, foarte mulți. Mulți se predau. Au nevoie de școală, păstori și așa mai departe. Și, să zicem, suportul acesta financiar venea de acolo în cea mai mare parte. Dar pentru formare trebuia să fie aici cineva care să... După ce s-a mutat la București, a fost nevoie de construirea clădirilor. Dar înainte de a vorbi despre construirea clădirilor, am înțeles că s-a mutat și la Arad, Buteni-Arad, și după aceea a fost Bucureștiul. Și la Arad presupun că a fost nevoie de niște sacrificii, în ce biserică s-a mutat și frații cum au primit și susținut lucrarea seminarului. Fiindcă vorbeam de sacrificii, astăzi, dacă ar fi trebuit noi să depunem sacrificiile respective, cred că n-am mai fi fost gata. Să ne putem imagina contextul, dacă vorbim de mutarea seminarului, vorbim de mutarea a unui întreg staff, să-l numesc astfel, profesori, elevi și fugăriți. N-au fost, hai să ne mutăm, să reușim să plecăm. Au venit și cu jardarmeria, au fost alungați. Astăzi poate privim cu multă ușuritate acești termeni, dar atunci a trebuit efectiv să strângă lucrurile rapid și au fost alungați din localitate, duși de jandarmerie în afara localității și au trebuit să meargă undeva. Cel mai aproape punct, dacă vorbim în vremea respectivă și localitatea mai mare, a fost Aradul și biserica care a fost gazdă din nou a fost biserica actualmente, Biserica Baptistă Dragostea din cartierul Pârneava, Arad. Este biserica care a găzduit, dar din nou, jandarmeria aflând că s-au mutat și nu s-a desființat, ce au vrut ei să îi amenințe, să spună renunțăm și cu asta fiind spuse gata. Când au văzut că dorința lor a fost să rămână statornici, i-au amenințat și a trebuit să fugă din nou. Și refugiul ca să fugă, unde să fugă, au fugit în Regat, în oarecum cealaltă țară românească, ca să găsească o acoperire, o perdea ca să meargă în altă parte. Și de aceea au plecat din Ardeal și au mers în București. Și aici, la București, a fost nevoie de construirea clădirilor. Seminarul a rămas la Arad până s-au construit clădirile sau a fost nevoie de o altă biserică să îi găzduiască aici și după aceea să se construiască clădirile? Păi, s-a început în 1921, în octombrie, da, și ei în decembrie au fost la
Arad, foarte puțin a stat la Arad, nu știu, două săptămâni sau cât au stat. Da, cam așa. Și când au început în ianuarie 1922, am început direct la Biserica Baptistă Germană din București. Deci nu a fost timp. Mirarea mea este mare. A început la Biserica Baptistă Germană? Da, da. S-au mutat cursurile la Biserica Baptistă Germană? Printr-o înțelegere cu frații păstori de acolo, de la Biserica Germană, au fost foarte primitori, foarte deschiși ca să-i primească. Mai ales că Biserica Germană l-a dăruit și pe Constantin Hadorea. A contribuit la... Și conducerea s-a schimbat. Deci, interesant este... Mulțumim pentru că mă luminați, pentru că eu sunt partea slujirii de la biserica, fosta biserică germană. Da, dacă aș putea spune astfel, puțin datorită faptului că s-a mutat, a trebuit schimbată și partea de conducere. Vorbim rector, între ghilimele, fiind spus director sau cum să-l numim, a fost fratele Socaciu la Buteni, Arad. În momentul mutării la București, la Biserica Germană, a fost clar, trebuia să nu mai putea să fie Socaciu, cel care era din Curtici, l-au pus pe fratele Adorian, care era unul dintre oamenii care au mers din Biserica Germană, și fratele Karl Strabel, păstorul care era în Biserica Germană, l-a pus o astfel de condiție, schimbarea, și a fost fratele Constantin Adorian. Deci din mutarea din 1922 de la București devine fratele Constantin Adorian directorul seminar. Cât, n-a fost, a fost foarte puțin la Biserica Germană găzduit seminarul? Da. Totuși a durat ceva, pentru că iar revenim la legislație. Nu s-a putut cumpăra, deci Uniunea încă nu era formată, doar era un proces verbal făcut în 1919, dar era numai pentru baptiști. Deci era nu recunoscută. Avea recunoscut. Și pe acest considerente nu puteau să cumpere un teren ca Uniune. Pentru că nu aveau personalitate juridică. Asta. Și atunci, sigur că americanii s-au gândit și, ca să fim, să zicem așa, corecți în toate privințele, frații din Statele Unite și Anglia, Germania, au vrut seminarul la București. Deci i-au făcut pe dorăii către frați, dar sigur că lucrurile s-au precipitat, fiind persecuțiile astea, și s-a mutat destul de repede. Dar frații de la început au vrut seminar la București. Uh-huh. Și după ce a fost la Biserica Baptistă Germană, s-au construit clădirile, sau în timpul acesta când clădirea. Erau... Clădirea este o remarcă, poate să ne uităm la ele și spunem, sunt frumoase amândouă, clădirea. De ce spun lucrul acesta? Vorbeam de Biserica Germană și, ca să facem puntea de legătură, a fost locul în care a stat mai mult. Vorbim la Buteni câteva luni, câteva săptămâni la Arad, la Biserica Germană, abia clădirea a fost în 1924 terminată. Deci din 1922, din ianuarie 1922 și până în 1924, când este definitată clădirea și se mută, a fost la Biserica Germană. În 1924, clădirea, corpul B. Pentru că mulți corpul A, cel care este la stradă, a fost cu altă destinație și vom vorbi ulterior. Corpul B a fost clădirea institutului, adică clădirea din spatele curții, în față nefiind nimic. Era o curte deschisă cu o clădire în spate. Era o casă acolo când s-a cumpărat o casă, locul, da. Au demolat, au făcut amenajări și sigur că s-a construit cea din spate. Și am înțeles că acest lucru a fost făcut, fost posibil cu sacrificiu pe care frații noștri americani l-au făcut. Ce știm despre acest sacrificiu pe care l-au făcut ei ca să poată construi clădirile? Unii au dat bani, mai sunt și alte aspecte care intră în acest mare termen al sacrificiului pentru a construi clădirile? Americanii știau despre baptiștii români încă din 1853, cam așa un articol scris în revistele baptiste de acolo. Ei cu mare dragoste au dăruit, când a venit vorba de România, au dăruit câți bani era nevoie. Deci niciodată nu s-a pus problema că prea mulți bani. Într-adevăr că și acolo a fost un frate care a venit, care a fost trimis în Europa și în România, fratele Gil.
era un om de mare încredere. Și el, dacă spunea, pentru România îmi trebuie atâția bani, atâția bani trimitea. Uh-huh. Și fratele Gil, numai că sprijinea instituția seminarului, ci ajuta și păstori, unii păstori și lucrători. Dosul se mutase în România? Inițial a stat în Europa într-o vreme și după ce s-a făcut prima clădire, s-a mutat, dar mai târziu încă în clădirea seminarului a stat mm-hmm. și dânsul ceva vreme. Mm-hmm. Și deci frații americani au dat. Da, au dat și au dat cu mare dragoste, trebuie specificat lucrul ăsta și câți bani erau nevoie. Sigur că atunci nu mi se părea foarte mult, 25.000 de dolari. Zicem, poate că astăzi nu prea mult. Valoarea diferea atunci. Valoarea diferea atunci, totuși. Erau alte condiții, alt schimb valutar. Dar am înțeles că colectau ouăle care găinile le aveau duminica. Asta e povestea pentru corpul A. Ai povestea pentru corpul A. Da. Deci în corpul B au donat toată suma. Deci venea de la Convenția Baptistă de Sud. Mhm. Ei au dat. Da, deci fratele Gil, trimis de Convenția de Sud, de la seminarul din Convenția de Sud, a venit și a fost cumpărat pe numele său inițial. Deci n-a fost cumpărat pe alte instituții, deci a fost cumpărat pe numele său, a funcționat, s-a construit ca fiind clădire personală pe fratele Everett Gil, care era misionarul trimis și apoi fiind mutate pe Convenția de Sud din America, rămânând actualmente clădirea lor. Și totuși, dacă suntem la partea asta, trebuie să recunoaștem că lucrul acesta a fost foarte bun și în vremea comunistă. Seminarul era demolat dacă nu aparținea americanilor. Convenției Baptiste de Sud din America. Și sigur, ei au făcut presiuni, știu lucrul acesta, având o vârstă și fiind apropiat cu fratele Talpoș, ne povestea lucrul ăsta. A trebuit lărgirea străzii Berze, dacă vorbim de perioada respectivă, strada fiind foarte îngustă, în momentul lărgirii, dacă noi era clădirea baptistă, n-ar mai fi stat pe gânduri, buldozerul va trecea sigur prin corpul A. Clădirea de lângă corpul B, da, e demolat, a fost demolată. A rămas numai seminarul, biserica cuibul cu barzi a fost retrasă în spate mult. Da, da, da. Deci... și aici avem alte informații legate de construcția corpului B, deci au donat banii, frați români au construit seminarul, au lucrat la clădire sau cum a fost realizată construcția corpului B și pe aia ne vom muta și la corpul A? Eu cred, nu avem chiar 100% informații, dar ei au lucrat cu firme și atunci. Uh-huh. Deci n-au lucrat cu particularii. Așa cum avem astăzi obiceiul sau cum cunoaștem astăzi. Era o firmă care a construit, pentru că trebuie să recunoaștem, și s-a construit foarte repede. Într-un an și ceva a fost gata un corp, care totuși... Are câteva etaje. Are câteva etaje. Subsol, parter, etajul 1, etajul 2. 4 și mansarda. Da, și mansarda, da. 5, din cărămidă, deci era nevoie de mulți oameni și... Deci în 1924 clădirea a fost gata, deci nu vorbim de o clădire în roșu, nu vorbim de o clădire, deci undeva funcțională, funcțională complet, cu săl de clasă, deci cu o rapiditate foarte mare. Noi n-am fi avut nici potențialul departe de noi să fi putut construi în perioada respectivă o astfel de clădire impunătoare care a rămas aceeași. Și astăzi, cine poate, cine vrea să vadă, poate să vadă modificări, nu s-a dus nimic de structură, ci poate renovări în interior sau alte lucruri, dar ca și fațada este aceeași din 1924. Și legat de corpul B, cum s-a ajuns la corpul B? Spuneați că nu s-au construit în aceeași perioadă, nu s-au construit în aceeași perioadă. Deci, ca să înțelegem, oarecum, între ghilimele fiind spus, scopul acelei clădiri era pregătirea fraților
și câteva surori au fost, pentru a intra pe ogorul Evangheliei. Însă, majoritare erau bărbații, cei băieții care veneau să se pregătească și era o nevoie foarte mare să fie pregătite și surorile. Surorile ar fi vrut să se înscrie tot mai multe, astfel că nevoia aceasta a ajuns la urechile celor din America și au spus vrem să construim și o clădire care să aibă destinație școală pentru fete și clădirea inițială să rămână pregătirea fraților pentru a intra pe ogorul Evangheliei. Și așa că rămâne clădirea care a fost în spate, a rămas clădirea seminarului, iar clădirea din față actualmente, care o vedem noi în fața, este clădirea destinată pentru școala de fete, era școala James, după numele celeia care a donat, este vorba de o femeie și povestea aceea cu strângerea de ouă, aș putea spune este una dintre istoriile destul de cunoscute vorbind astăzi, au fost strânse ouă pentru ca să se vândă și apoi banii să fie dați spre a se împăra materialele necesare de construcție acestei clădiri, dar majoritatea banilor a fost dați de o donatoare pe nume James, care a dat acești bani să fie construită o școală. Nu neapărat cu pregătire teologică. Da, avea și scop între lucrurile care le pregăteau. Școală creștină pentru fete. Școală creștină pentru fete, pentru pregătirea lor să intre în familie, în societate, vorbind de igienă, de pregătirea ca să devină soții, mame. Deci era o pregătire elementară a ceea ce înseamnă nevoia în vremea respectivă și dreptul femeilor erau mai puține care făceau școală. De obicei, băieții erau împinși către școli, fetele erau ținute de obicei acasă, cu treburile gospodăriei și nevoia era foarte mare de fete pregătite. Și banii aceștia s-au adunat și ce an a fost construită a doua clădire? Iarăși vorbim cu o rapiditate foarte mare. Undeva în anul 1926-27 se demarează construcția clădirii, în 30 se definitivează și în 31, în ianuarie, începe școala. Deci începe construirea în 26 și în 28, gata. După documente, 26-28 a fost perioada. Da. Bun, asta arată că la scurtă vreme cei care au stat în spatele acestei gândiri de pregătire au avut o gândire nu foarte limitată doar la păstori, ci au văzut mult mai mult slujirea care a implicat și surorile în diferite aspecte ale slujirii, în familie, în societate și chiar în lucrările de surori și alte lucrări. Și că ziceți 26-28, asta înseamnă că n-au trecut decât 7 ani. Da, deci de la una la alta. De la înființare din 21 până în 28, deja 7 ani, deja exista o deschidere pentru acest lucru. Știți, legat de reconstrucție, știu că una dintre clădiri a fost nevoie să fie iarăși depus un sacrificiu pentru reconstrucția, consolidarea celei de-a doua clădiri, cred că. Ce știți despre lucrurile și prețul care a fost plătit atunci cu reconstrucția? După cutremur sau... Da, după cutremur știu că a fost nevoie de restaurarea clădirii. Am găsit documente, deși inițial ministrul cultelor a promis că va da aviz ca să se facă reconstrucția, totuși a durat foarte mult. Până când a venit la conducere fratele Mihai Ușan și fratele Vasile Talpoș. Fratele Vasile Talpoș era atunci și vicepreședinte a Federației Europene Baptiste. Pentru noi români, așa și pentru baptiști, în general, foarte mare lucru în perioada aceea comunistă. Și fratele, având legături și fiind un om și... mai calm, așa, a primit aprobare ca să facă reconstrucția clădirii și banii au venit din Germania. Am găsit document. Toți banii s-au depus la Banca de Comerț Exterior, cum era atunci. Și
erau disponibili din momentul când statul dădea, aviz. Și chiar specifica pe un document, vor trimite bani atâția cât sunt nevoie. Deci să mai înțelegem că în timpul comunismului nu era voie să ai valută, adică persoană fizică, dar puteai primi valută și prin Banca de Comerț Exterior puteai să o folosești să-ți iei materiale ce vroiai. Puteai să-ți cumperi, dar nu aveai voie să deții. Și frații atât din Germania, fiind fratele era acolo în conducerea Federației Europene, cât și frații din America au dăruit consistent, așa ca să poate. Mult mai ușor era dărâmarea completă și zidirea din nou decât lucrurile de reconstrucție. Reconstrucția s-a făcut la, la cel de-al doilea corp al clădirii. La corpul seminarului. Corpul seminarului din spate. Da. Deci cea care a fost construită inițial, aceea s-a avariat. Deși cealaltă corpul a avut crăpături, există fotografii făcute în arhiva seminarului în care se vede clar degradarea celor două clădiri. Corpul B, adică corpul seminarului, cea din spate, a fost grav avariată și chiar, cum zicea fratele Vasile, dorința lor era chiar dărâmarea acelui corp, era desprinse trepte, probleme grave de construire, dar nu s-a aprobat și a trebuit renovarea, consolidarea clădirii corpului B. Știu că unul dintre cei care a lucrat aici este fratele, a fost fratele Mărgăraș, care a fost inginer și a condus șantierul, era din Cluj și dânsul a fost foarte implicat în reconstrucția. Dar când ne mutăm la sacrificiul care s-a făcut pe parcursul anilor, am vorbit până acum de sacrificiu inițial, cum să lansezi școala, da. Construcție, dar cred că și să menții o școală e foarte greu. Ce ne puteți spune despre sacrificiile care au fost făcute de-a lungul anilor? Să zicem, dacă construirea clădirilor, să zicem așa, partea română, nu a fost chiar implicată și mai mult frații din Statele Unite, ei administrând doar banii. Așa, pentru întreținere a fost nevoie și zicea și Daniel înainte că frații de la Butene au dat material, adică au dat pâine, au dat cartofi, au dat mere, tot ce trebuia din punct de vedere alimentar. Chiar apreciez că și astăzi încă acest bun obicei ca frații din țară să trimită alimente către frații de aici, de la seminar. Pot să vorbesc din viața internă a seminarului, fiind fost absolvent. Mi-amintesc că dacă vorbim de sacrificii continue, și ceea ce aș vrea să completez și să consolidez ceea ce zicea fratele Vasile, un rol important l-a avut și frații actualmente, vorbind perioada după 90, în care frații au trimis atât carne, cât și legume, cartofi, varză, lucruri la care, îi spune aici așa de mult, vorbind de kilograme, multe, microbuze întregi, miere și anumite brânză venea, deci era pentru seminar au fost lucruri necesare, pe care, dacă ar fi așa să mi-amintesc, vorbind acum ca un istoric, fratele Tritian era unul cel care, ca și administrator, avea funcția aceasta să-i sune pe frați și frații cu dragă inimă trimiteau și spuneau pentru seminariști încă, haide să le trimitem. Sacrificiul a fost unul continuu, n-a fost unul doar la început și este un frumos, vedem chiar și perioada comunistă și înainte, în care reviste se scria cei care pot să dăruiască, da. Să trimită către seminar, avem nevoie. Și interesant este, frații trimiteau. Așa că de amuzament, să zic. Fratele Talpoș a organizat curs intensiv de scurtă durată în 1988 și au fost invitați tineri care au fost gata să meargă și am venit și eu. Și făceam 2 săptămâni primăvară și 2 săptămâni toamna de pregătire. La una din sesiuni, biserica din Baia Mare
cu ce am putea ajuta și noi? Și am zis la fratele păstor, uite, dacă se cumpără un porc, că după aia mai făceam glume că, măi, am dus porcul la seminar când am... Da. Deci frații au fost darnici și sunt darnici acum și îi mulțumim Domnului. Probabil că din punct de vedere financiar nu sunt chiar așa de darnici, dar din punctul ăsta de vedere mai material au dărnicie așa. Ați mai observat și altfel de sacrificii, deci sacrificiu material, da, l-am văzut acolo și frații au sacrificat, dar alt fel de sacrificiu ați remarcat în studiul istoriei care ați făcut-o pentru a menține școala. Știu că a fost și vorba despre protejarea școlii în relație cu Departamentul Cultelor. Unii dintre directorii seminarului au trebuit să se cumva să fie un fel de tampon între... Paratrăznet. Dumnezeu a pus oameni potriviți la locul potrivit. În perioada comunistă și mai ales după 1970, când a început un dezgheț așa în blocul sovietic, în blocul comunist, s-au format așa grupuri de dezidenți în astea care luptau pentru drepturile omului. S-au format și la noi, chiar noi am scris de greva din 1977, oameni care au vrut cumva să lupte ca dezidenți pentru mai multe drepturi. Sigur că fiind tineri, curajoși, dar apreciez totuși că frații din conducere suportau atât din partea aceasta a revoluționarilor, să zic așa, sau fraților care vreau să mari schimbări în blocul comunist, deși a fost un regim de forță, un regim de fier, așa, și trebuia să suporte și blamul din partea fraților. Dar ce este foarte frumos, mie îmi place foarte mult, congresele și când frații erau aleși, sau fratele Bunaciu, să zic în speță, era ales, fără probleme. Și masa de frați, adică frățietatea în general tăcea, dar era de partea omului care era lovit și se simțea că era lovit. Adică, sigur că și aș fi vrut să fac multe, dar nu s-a putut. A fost un regim de fier și asta s-a făcut. Și frații care au fost în conducere, uite, de exemplu, fratele Taloș, Vasile, o plecat dintre noi, el nu putu suporta ca să fie profesor la seminar. A fost un an sau doi, nu știu chiar sigur, dar a renunțat. N-a putut să suporte situația care era, adică te lovea dintr-o parte, te lovea și din cealaltă parte, dar, să zic, frățietatea în generalul ei era alături de fratele Bunaciu. Și astăzi încă am frați care le iau interviu sau vorbesc, că zice, fratele bătrânul Bunaciu, avea cuvinte de apreciere. Deci asta a fost sacrificiul, nu știu dacă au mai fost alte aspecte care a putea să le spunem ca și elemente aici în perioada comunistă legat de sacrificiul făcut de frați. Păi putem să spunem un sacrificiu l-au făcut și cei care au venit la școală. De exemplu, un frate de Jeu la Jamul Mare era angajat în 1956 angajat acolo în localitate la cooperație. Avea un salar foarte bun. Și el s-a hotărât să vină la seminar. Și când l-am întrebat, frate, dumneavoastră ai știut că după ce ești păstor nu vei mai avea salarul ăla? Păi zice, am știut, frate, dar eu pentru dragostea Domnului am venit. N-am venit pentru salar. Și se știau frații care mergeau în lucrare, veneau la seminar, știau că vor merge înapoi pe câmpul... Plătiți slab. Fratele Sima spune că 100 de lei a avut pe lună. Avea. Alții erau mai înstăriți, erau oameni mai bogați, dar familia trebuia să renunțe la ei, la munca lor. Și era un sacrificiu destul de mare pentru perioada aceea. Se lucra cu boi, nu era tractor și așa mai departe. Își lăsau familiile? Își lăsau familiile, da.
Da, deci sacrificiul a fost de ambele părți, vorbim și de profesori și de elevi. Da. Și sacrificiul a fost și, cred că este și astăzi, dacă vorbim de un sacrificiu, mai ales pentru profesori. Nu e ușor să fii păstor în vremea aceasta și nici atunci, și în același timp să fii și profesor. Cei care poate sunt astăzi profesori pot să confirme lucrul acesta. Ești prins în viața de familie, ești prins în viața de păstor, pe deasupra să mai vii și să mai oarecum să-ți rupi din timpul tău, să mai pregătești pe alții, nu tocmai ușor în vremurile noastre, nici în vremurile de atunci, mai ales în vremurile trecute în care profesorii n-aveau salarii decât puțini dintre ei. Erau câțiva foarte puțini care erau plătiți și cu salarii foarte mici, dar restul, majoritatea, veneau și predau și salariul pe care l-aveau era acela de pastori. Slujirea la seminar se făcea de multe ori voluntariat. O slujbă pe care vreai să-i pregătești pe alții cu răsplată, mai bine zis, în ceruri decât pe pământ. Dar sacrificiul a fost depus. Din păcate, nici până în ziua de astăzi n-am reușit să schimbăm lucrul acesta. Pentru că există un număr limitat de profesori, foarte limitat. Toată lumea spune, așa de mulți profesori. În realitate nu sunt decât 10 sau 11 care sunt titulari și sunt, de fapt, cu norma de bază în institut. Restul cealalți, unii fac voluntari sau primesc foarte puțin, foarte, foarte puțin. Deci situația este într-un fel la fel și astăzi vis-a-vis de aspectul acesta și mai mult unii au impresia și am întâlnit colegi păstori chiar recent, în urmă, în luna aceasta, iunie, luna vizitelor pe care le-am făcut în comunități, au avut impresia că noi suntem plătiți de stat. Primim bani de la stat. Noi nu primim bani de la stat. Dacă ar fi să comparăm cu salariile din învățământ, noi avem cu 60% mai puțin, dacă fac eu calcul rapid așa, decât ar avea un profesor sau o funcție în învățământ similar. Deci și acestea au fost sacrificii. Am vrea să mai continuăm legat cu aspectul acesta. Ce alte lucruri am putea spune? Aș mai vrea să spun, mi-a scăpat un lucru, să zic, destul de important. Deci când se o mișcare în cadrul seminarului, ceva nemulțumiri, imediat ajungea la departament. Deci erau cei care vroiau îmbunătățiri, schimbări radicale, erau frații din biserici și păstori, așa, era și departamentul care și el lovea și venea, îi chema, de ce s-a întâmplat asta? Care e situația? Deci erau din multe direcții loviturile și trebuia să le îndureze. Îi mulțumim lui Dumnezeu că totuși s-a continuat foarte greu. În perioada dintre cele două războaie au fost greutățile de altă natură. Primeam lovituri numai dintr-o parte. Aici primeam și de la ai noștri și de la stat. Și acum e o perioadă liberă că Domnul o vedea. O vedea acum de la cine primim loviturile, că oricum loviturile există. Și pot să fie. E interesant și faptul că, cum menționați, studenții, cei care veneau la pregătire, făceau un sacrificiu, lăsându-și familia, unii poate chiar erau căsătoriți, veneau aici și cred că și acest lucru ar trebui remarcat în, cred că l-ați remarcat în istorie, da? Da, deci și chiar făcând, riscând să facă pușcărie. Pot să-l amintesc fratele Pit Popovici, unul dintre frații destul de cunoscuți, care nu de mult a plecat dintre noi. Normal, el împreună cu sora Rachela, în urma anumitor lucruri, au fost salvați de către seminar. Altfel făceau ani de pușcărie din cauza credinței, nu din alte puncte de vedere. Venitul la seminar, a te înscrie la niște cursuri într-o gândire românească, ortodoxă, în care eram considerat niște secte, niște mișcări anticomuniste, riscai oricând anumite pedepse, să le numesc astfel. Și astfel, cei care veneau la seminar riscau. Terminai școala,
n-avei garanția și oricum și astăzi poate poți să privești din punctul ăsta de vedere, termini o școală, nu-i, ți se repartizează exact postul cu tare, te duci acolo și mergi și ai salarul fix, e totul frumos. Sacrificiul trebuie să fie, merg la o școală, mă pregătesc și pe care aștept de la Dumnezeu ca El să-mi poarte de grijă. Sacrificiul a fost și sacrificiul rămâne. Nu cred că poți, dacă ai spune în procente, ai tinde să spui a fost mai greu atunci și mai ușor acum. Dar dacă suntem obiectivi, sacrificiul este și astăzi. Și pentru noi cei care trăim astăzi, sacrificiul este de o altă natură. Am spus de profesor și vedeți, și profesorii astăzi trebuie să fie gata de sacrificiu, să rupă din timpul lor, timpul familiei, timpul bisericii, să vină să se pregătească pe alții. Studenții, iată că încep poate studenții să nu mai fie de cei de natura care să termine bacalaureatul și să vină direct la o școală de pregătire, să spui nu-s cu familie, n-au nimic. Vin persoane care și-au întemeiat deja o familie, poate au un loc de muncă și vor să se pregătească. Vă mulțumesc mult pentru această emisiune. Am vrut să punem în lumină o realitate care e izvorâtă din Scriptură, până la urma urmei. Slujirea nu se poate face fără sacrificiu. Slujirea nu se poate face fără sacrificiu. Pregătirea pentru slujire nu se poate fără sacrificiu. Sacrifică cei care se pregătesc, sacrifică cei care pregătesc, sacrifică cei care susțin o astfel de lucrare, bisericile, cultul, sacrifică și sacrificiul este pe mai multe planuri. Deci vă mulțumim celor care a susținut această lucrare, vă mulțumim celor care a sacrificat într-un fel sau altul, celor care sunteți parte acestei lucrări și slăvim pe Domnul pentru că această lucrare clădită pe sacrificiul înaintașilor noștri a rămas în existență și astăzi. Este o bucurie să celebrăm nu doar existența școlii, dar să mulțumim lui Dumnezeu și să îl glorificăm și pentru sacrificiile făcute. Vă încurajez să priviți viața creștină nu doar dintr-o perspectivă comodă, lejeră, să nu judecați foarte repede pe cei care sunt într-o slujbă sau alta, să nu tratați pregătirea ca un lucru foarte simplu, ci împreună noi toți, ca și creștini, să recunoaștem că inima slujirii este sacrificiu. Vă doresc o seară bună, la revedere!